către vârsarea râului Veleca în mare. Se formează o plajă, bineînțeles că nu ai de ce să te duci acolo, să te calci, că e scalscă, apoi e probabil infectată. Nu prea văd eu curată apa asta, dar ce de rău, care formează, dar așa ca peisagistică, da, pare rău. Vârsarea râului Veleca în mare. Urmează o mică delta, duc mașina acolo să cum bag mașina și pe un dobac, ca să pot să și cobor să văd zona. Deci asta e Veleca, duc Veleca care formează aici o vărsare. O plajă cu nisip se pare, destul de ok plaja, nu arată rău. Să pomenește așa ceva, nu mă gândeam că e bine, dar uite că e bine. Despre ce e vorba și mă duc într-acolo, țoca, 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 țoca. Despre ce e vorba. Deci asta e plaja Veleca cu nisip, foarte mișto plaja, apa curată, pură frumoasă. Chiar se merită să vii să faci plaje și baie aici. Părtare. Si, 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 si. Asta chiar se fac o băiță să vină mine și încolo stânga, deci stânga. În stânga e vărsarea râului mare, lui Veleca, pe acolo undeva să vărsă mare. La capătul limpii de nisip trebuie să văd și e vărsarea râului mare. Aici apa e bună, acolo nu are rost să te duci să te scalzi. Acolo se vărsă apa mare. Foarte mișto, curat, frumos, uite și lucrurile de plajă. Vărsarea râului Veleca în mare, acolo se face gura de vărsare, nu știu până cum mai până acolo. Acesta e râul Veleca care formează o mică delta, podul peste care am trecut acolo. Și acolo undeva în delta formează un pod și se vărsă în mare. Apa pare curată, nu e chiar așa nașpa. Asta e vărsarea râului Veleca în mare. Deci vărsarea râului Veleca în mare. Nu vine să crezi că un râu așa mare formează o vărsare așa mică. Dar uite ce apă mică e aici. La vărsarea râului Veleca în mare. În fața străjnă care oferă multă surpriză. Vărsarea râului Veleca în mare, un râuleț care poate să găsește, e navigabil, se poate circula cu pașul pe râu, dar la vărsare, uite ce formează aici, un mic furiaș, să zic așa. Niște coturi frumoase, formează, o să mă duc trebuie și pe altă plajă, nu te plătești de pe aici. Poate că e mișto. Plajă foarte bună la capătul celălalt și pasul turistic marcat, care duce până rezervație, nu știu unde duce, dar duce undeva.
discoteca care merge pe aici, pe în ficiile astea, care ajunge la capătul opus, trebuie să cobor, iar să iau mașina, pierd o jumătate să mă urc aici, că o presă n-are rost, logica e nulă, dar fiindcă nu mă va aici prea vedea, încât până râu, să fac circuitul ăsta cu niște stupe, la cursa de pe aici se face, în apă. Călătorie de-a lungul râului Veleca, pe aici o potecă care duce unde duce, trebuie să vă cred că ajunge pe malul celălalt. Cu poși cu viță sălbatică se pomenește, uite ce aici. Deci sunt chiar în zona deltei râului Veleca, uite ce copoase sunt aici și ce liane agață pe unul dintre copaci, se pomenește. Zona deltei râului Veleca, aici o mare de copaci, o natură de copaci cu trufe, cu toate nenorocirile posibile. Ce mai încolo să încep oferă zona. Momentul aici turnează capul de berbece, ce să mai asta e. Chiar în interiorul deltei aici, în zona Veleca. În păcate nu prea pot să pe aici, dar ca să intri pe aici, boschețiște nu prea e indicat. O să niște poteci largi. Nu e ceva prea interesant. Uite aici delta. Râului Veleca și se formează amfiteatrul ăsta, dar tufele care sunt aici. Ce drept. Cam ce ar fi pe aici? Asta e partea opusă a râului. Vărecași. Iar pe marginea râului nu prea văd pe unde să treci, pe asta nu e important. Râul ăsta formează o delta aici, sunt chiar în zona delta, dar cine poate să intre în boscheții ăștia de aici? E o nenorocire de tuf și de carburi crescuți. Au dat de un mediu propice, iedră și așa mai departe ce-o fi aici. Fel de mică e o junglă. Așa e, peste tot, poate cele astea care sunt auxiliare nu ar o să mai continui, că undeva nu pot să mai treci. Și ca atare trebuie să mă reîntorc către mașina. Deci, zona. Undeva de aici mai de sus să faci și primor cu varcoaj, te duci cu vaporaș și te duce la vale vaporașul. Opa, aceștia, poartă prostă e că să mă râzi să te umpă aici, te nenorocesc, te unește. Te-ai nenorocit dacă stai mult pe aici, că ei detectează sângele, se așează pe tine și te pui și că m-am nenorocit de țințar pe aici. E bela, n-am nimic pe mine. E bela, frate, sunt în slip. Tu vei le că dar e nenorocire, dar țințar te uni și alte chestii de care mușcă și e bela. O, e frumoasă zona, cine poate să stea în țânțării mea și tăunii care sunt aici. Mare performanță ca să poți să faci față la țânțării tăunii și ce buze pe aici pe jur, cum a nenorocit. Aici rar pot unde câte cineva. Mai de 10% pe Veleca. O să ne vedem.
se încă că sunt sălbatic și că vecine vă. Sunt și cumiți domestici, că o zonă de stânci pleacă de aici. Prezență florală e deosebită aici, rezervația. Străjul oferă de multe chestii frumoase, ca să ocori de astea. Foarte frumoase florile. Asta e. Până acolo flori. De acolo fac o cinci, mă duc în dreapta, pe care opăresc în dreapta și mă duc către mașina mea. Tot așa, aceeași poveste. Palezele astea acolo, adică aici, ploaia. Aceeași poveste, se repetă povestea, cu Verica Plața. Aici ce vă frumusețe, acopolul o sată de urmă. Și la acopul are șmechele lui frumoase, dar aici și apa curată și frumoasă și tot ce vrei și are rost cu mate și... E ceea ce trebuie să fie, într-un cuvânt, e ceea ce trebuie să fie. Dar de seara, acum,